Salut, eu sunt Claudia și îți urez bun venit pe canalul de YouTube Lecturi și Arome. Astăzi vom pregăti împreună paste cu nucă. Este o rețetă simplă și foarte ușor de făcut, care mie îmi aduce minte de copilărie. Dacă îți place și o să vezi în continuare, te invit să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a primi de veste când apare o nouă rețetă pe canal. Public video nou în fiecare săptămână. Lista ingredientelor o vezi pe ecran, dar ai și la descriere un link care te va duce spre rețeta scrisă publicată pe blog. Pentru a prepara pastele cu nucă, ai nevoie de doar 3 ingrediente, paste, nucă și zahăr sau un alt îndulcitor. Pastele le vom fierbe în prealabil în apă cu sare, în funcție de tipul acestora, atât cât este indicat pe ambalaj. Poți folosi orice fel de paste, însă eu prefer tăiței lați și asta am folosit în rețeta de astăzi. Cât fierb pastele, ne vom ocupa de nucă pe care va trebui să o măcinăm. Nu este obligatoriu, dar înainte de asta, dacă poți, ideal ar fi să rumenești nuca într-o tigaie împreună cu puțină sare presărată peste ea. Va fi mult mai gustoasă în final. După ce s-a rumenit, separăm coaja asta de miez, frecând ușor nuca în mâini și apoi o măcinăm. Eu am folosit roboțelul de bucătărie pentru că macină nuca mai mare, adică exact pe gustul meu. După ce pastele au fiert, le punem într-un castron, adăugăm peste ele nuca măcinată și apoi zahărul. Amestecăm totul bine, după care ne putem bucura de un desert de post rapid, gustos și foarte ușor de făcut. Este o rețetă care mie mi-aduce aminte de copilărie și pe care o pregătesc foarte des pentru ai mei, mai ales în post. Ție îți place? Obișnuiești să o pregătești? Mă bucur că am gătit azi împreună și te aștept și data viitoare la o altă rețetă savuroasă. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu noutățile. Public în fiecare săptămână un video nou sau chiar două. Până data viitoare, la revedere!